Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, în primul rând jucătorilor. Nu a fost o muncă ușoară, știu că sunt un tip ambițios, un tip riguros, un tip care își dorește foarte mult și nu este ușor să lucreze cu mine. Le mulțumesc celor care au reușit să mă și înțeleagă, să mă tolereze atunci când a fost și cazul. Vreau să mulțumesc și staff-ului meu, care a fost alături de mine. M-au ajutat zi de zi să putem să ducem această muncă de luna jumătate la bun sfârșit. Nu în ultimul rând, conducerii clubului, care sigur că au încercat să fie alături de noi atunci când i-am solicitat vis-a-vis de condițiile care trebuie să ne le asigure pentru a ne pregăti bine, pentru a ne plăti cât de cât la timp. Spectatorilor, suporterilor care au fost alături de noi, nu în ultimul rând, dumneavoastră presei care ați încercat să relatați evenimentele într-un mod cât mai corect. Deci am ascultat această declarație? Am spus, pentru că sunt după un an jumate în care consider că merita să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Nu este ușor, mai ales că toată lumea că marchează pe această longevitate pe care am avut-o, un an jumate, este destul de mult în România. Ați putea vorbi și la 2 ani? Să transmiteți același mesaj? La 2 ani nu, la 2 ani jumate, eventual. La 2 ani nu prea îmi doresc. Aș vrea să, dacă se poate, să mai închei o sezonă. Am spus și cu altul că mi-aș dori să fiu pe ultimul loc în acest top al longevității, ca să am măcar la 3 ani atunci la aceeași echipă. Vă mulțumesc!